Miercuri seară, într-un meci contând pentru etapa a șasea din Liga Florilor, primul eșalon valoric al handbalului feminin românesc, CSM Deva a fost învinsă pe teren propriu cu scorul de 25-18 de Măgura Cisnădie. Diferența s-a făcut în prima repriză, la finalul acesteia echipa din Cisnădie având un avantaj tot de 7 goluri, scorul la pauză fiind de 14-7. Un joc slab. Ne-am trezit ca în fiecare meci la sfârșitul jocului. Asta e. Parcă repriza a doua a fost mai bună. Păi așa se întâmplă tot timpul, ne trezim abia la sfârșit. Urmează meciul pentru voi? Păi da, trebuie să urmează meciurile care contează de fapt. Astea sunt, trebuia să ne batem, nu. Dar ne pregătim pentru jocurile care contează, peste două etape. Devencele nu au până în prezent niciun punct acumulat, iar sâmbătă 30 octombrie de la ora 17 vor juca în deplasare la Dunărea Brăila într-un meci în care pornesc ca și în cel cu Măgura Cisnădie cu șansa a doua. După jocul de la Brăila, pentru Devence urmează două meciuri extrem de importante, cu CSM Slatina acasă și cu Dacia Mioveni în deplasare. După aceste meciuri, campionatul se va întrerupe pentru participarea echipei naționale la campionatul mondial și se va relua la începutul anului viitor, iar Gheorghe Covaciu, antrenorul de la CSM Deva, speră ca până atunci echipa sa să obțină primele puncte. Păi ce să comentez, așa de multe nu am ce să comentez, am făcut un joc destul de modest, ne-am trezit destul de târziu, dar asta este. O să tragem concluziile după jocul ăsta. Ce repriza a fost mai bună? Da, dar ne-am trezit, asta și spus, mai adineaura, că ne-am trezit destul de târziu. Ne apropiem de jocurile noastre, sunt echipe care joacă în cupele europene, noi suntem o echipă de jos acolo. Eu sper că în două săptămâni eu cu fetele să ne trezim și să jucăm un handbal mai apropiat de adevăr. Vine meciul de la Brăila, deplasare grea. Da, eu deplasare, toate, pentru noi sunt toate jocurile sunt grele, ținând cont de locul care l-avem în clasament cu oricare echipă, că e Știința București, că este oricare, Mioveni sau asta, jocurile sunt foarte grele. Alexandru Weber, antrenorul de la Măgura Cisnădie, în ciuda victoriei obținute, nu era foarte mulțumit de evoluția echipei sale, invocând și oboseala jucătoarelor, care evoluează din 3 în 3 zile, formația sibiană participând și în cupele europene. Domnule Weber, victorie grea, ușoară? O victorie, ca și orice victorie, chiar ne-am pregătit pentru meciul ăsta, pentru că totuși a fost un meci așteptat de multă lume, știam că va fi greu. Și totuși, în a doua repetiție, ne-a făcut noi meciul greu, că am ratat foarte mult. Am ratat incredibil de mult. Să fie oboseala de vină? Este și oboseala, jucăm la 3 din 3 în 3 zile. Și se poate și să fie și acest aspect. Păcat că nu au fost spectatori în tribună. Da, asta este o mare păcat pentru toată lumea, nu doar pentru noi. Dar să sperăm că îi vedem foarte curând înapoi. Ați păcat cu Maria Munteanu? Da, n-a fost niciodată certați. Definitiv. Orgolii, da, dar certați de fi, n-am fost. Nu. Întrebarea pe care vă adresez că e foarte importantă. Urmează partide grele în competițiile internaționale. Foarte grele, foarte grele și sper să facem față. Că jucăm la 3 zile și deocamdată nu suntem la nivelul care vrem. Chiar dacă au pierdut, fetele de la Deva au fost apreciate de adversarele lor, care au considerat meciul unul dificil. În plus, croata Valentina Blazevici, medaliată cu bronz la ultima ediție a europenelor cu naționala țării sale și una dintre stranierele formației din Cisnădie, a spus că Liga Florilor este cel mai puternic campionat în care a evoluat și că orice echipă poate câștiga meciuri indiferent de poziția adversarei, dar la fel de bine le poate și pierde. It was actually a hard match, and but we knew it. We were prepared because we knew here is a hard field to play, and they also wanted their first points for sure. But in the end, we win with 6 goals, and we are happy about this. It's very important also for our psychic because we lost last match with Valcea in the league, and also we want to improve and to get better. And we know that it's hard to play Wednesday and Saturday, and we are trying to get back in form for this harder match in what we are coming now. Of course it is the strongest where I played, and I really like this league because you can expect from every team from first to last that you can win or lose.
Obiectivul celor de la CSMD, va promovate în această vară în Liga Florilor, la doar un an de la înființarea echipei, este salvarea de la retrogradare la finele campionatului 2021-2022. La sfârșitul campionatului, ultimele două clasate retrogradează direct, iar ocupantele locurilor 11 și 22 vor juca la baraj cu echipe venite din turneele de calificare din Liga Secundă.